Continuăm cu alte știri. Diagnosticarea tardivă, terapia costisitoare și lipsa de specialiști sunt câteva dintre problemele pe care le întâmpină părinții din Republica Moldova care au copii cu autism. Există totuși speranță că lucrurile se pot schimba în bine. De Ziua Mondială de Conștientizare a Autismului, autoritățile promit ca până la toamnă să deschidă un centru de reabilitare unde serviciile vor fi gratuite. În Republica Moldova există un singur centru medical de reabilitare cu servicii gratuite pentru copiii cu autism. Zilnic aici vin peste 100 de micuți. Cele mai multe cazuri de autism sunt diagnosticate tardiv, în primii ani de școală. Pentru cei de raioane, noi avem secția staționar, care are 36 de locuri, și secția ambulator, care are la fel peste 70 de locuri. Este 100% garantat că copilul care vine la timp se adresează, el este garantat că își va schimba comportamentul, va începe să mai vorbească. Autismul este o tulburare care afectează comunicarea, interacțiunea socială și comportamentul. Pentru reabilitare, copiii au nevoie de terapie psihologică, psihopedagogică, logopedică și kinetoterapie. Grupul ne-am dat doar în decembrie. А подозрения на аутизм были с 3 лет. Ну, где-то в 2,7 я забила тревогу, потому что я увидела, что все-таки он не идет на контакт с детками. Он самый лучший. Он у меня изучает языки, он очень любит английский, испанский, немецкий. Он умеет читать, он с 3 лет читает. Но я descoperit asta de la medicul de familie, de pe sector. Mie mi-a dat programarea aici, suntem a doua oară, noi numai cu întârziere în vorbire suntem. Încă nu merge la grădiniță, pentru că ne-am întors recent din străinătate și încă nu merge la grădiniță, dar e cu copii activă. Beneficiarii zilnic sunt foarte mulți, deci terapiile noastre sunt utile atât pentru copii cât și pentru părinți, pentru că este o conlucrare între specialist, copil și părinte. Ministerul Sănătății anunță că va deschide un centru public pentru copiii cu autism cu servicii gratuite. Instituția va activa în cadrul Centrului Republican de Reabilitare. Noi procedem acum la identificarea spațiului, deja avem câteva planuri, instruim personalul, deci pregătim schema de funcții de încadrare, găsim personalul, ne ocupăm cu instruirea și sper ca toamna să putem oferi aceste servicii care vor fi acoperite totalmente din contul Fondului de Asigurări Obligatorie de Asistență Medicală. Conform unui studiu de la sfârșitul anului trecut în Republica Moldova, sunt diagnosticate cu autism 1310 persoane, dintre care 1280 sunt copii.